Ați văzut filmul Puzzle Mortal? Cel mai probabil că da. Vă amintiți cât de gândite erau capcanele lui John Kramer? Ceva asemănător, dar pentru prinderea animalelor, oamenii construiesc cu propriile mâini. Aceste capcane nu rănesc animalele și sunt create din materiale la îndemână. Arată interesant! În acest episod vă voi arăta astfel de capcane ingenioase și vă voi explica cum sunt făcute. Dar țineți minte că capcanele trebuie folosite doar în cazuri extreme. Iubiți animalele și nu le faceți rău! Vizionare plăcută! Capcană pentru șarpe. Nu m-am gândit că unii oameni chiar vânează șerpi cu ajutorul capcanelor. Și nu, n-au inventat ceva nou, ei doar folosesc materiale improvizate și fac din ele capcane incredibile. Iată o variantă. Bărbatul a observat că într-o groapă, fix în fața ochilor lui, a intrat un șarpe. Ar fi tare să-l prindă, s-a gândit el și s-a apucat de treabă. Pentru asta a luat un ferestrău circular electric și l-a montat chiar la intrare în gaura șarpelui. Sincer, în acel moment deja au început să-mi apară tot felul de idei. Din fericire pentru psihic și sistemul nostru nervos, nu s-a întâmplat ce e la ce mă gândeam. Totul s-a dovedit a fi mult mai pașnic. Omul a fixat ferestrăul cu o mulțime de benzi elastice de cauciuc și a folosit discul ca un mecanism de mișcare. Apoi a luat firul și a plecat. Șarpele, care nu bănuia nimic, a ieșit din gaură și a atins capcana involuntar. Mecanismul a lucrat imediat și a prins reptila pe o frânghie mică, dar destul de puternică. Șarpele nici de cum nu putea să scape. Să zicem că e o versiune light a unei capcane. Voi ce credeți? Asta e încă o variantă interesantă pentru a prinde șerpi. Vă zic deodată că mi s-a părut de mii de ori mai blândă și inofensivă decât precedenta. Dar când am văzut ultimul ingredient al rețetei de succes, nici nu știam cum să reacționez. De la început, totul pare super simplu și clar. Un bărbat a săpat pământul, a luat 3 tuburi făcute manual, le-a plasat ca intrare în această zonă săpată și apoi a acoperit totul cu sârma care a fixat-o cu pământ. Este creat un fel de bunker din care reptila n-are cum să scape. Pare că totul e ok, dar apare întrebarea. Cum se ademenește aici un șarpe? Și se dovedește că e posibil doar cu ajutorul unei momeli, care deseori se dovedesc a fi niște creaturi mici. Bucură doar faptul că această capcană a funcționat și șarpele chiar n-a reușit să scape. Prieteni, care dintre cele două capcane pentru șerpi v-a plăcut cel mai mult? Scrieți-ne în comentarii! Dacă credeți că oamenii vânează astfel creaturi mai slabe, cum ar fi acești șerpi relativ mici, vă înșelați. După cum arată practica, oamenii pot prinde așa chiar și crocodili. Pentru asta se folosește o capcană un pic mai diferită. Se sapă un dreptunghi mai adânc pe deasupra căruia sunt plasate niște uși. Când crocodilul apucă momeala, cade involuntar în interior. Ușile se închid și blochează ieșirea. Ca rezultat, prădătorul nu înțelege ce se întâmplă și stă neputincios în capcana din care apoi e foarte simplu de scos. Se ia un sac cu ajutorul căruia reptila e scoasă din groapă. Apoi se bagă în același sac. Din perspectiva spectatorilor, pare a fi o chestie simplă, dar necesită multă pricepere și cunoștințe. Sentimentul de turmă. Probabil că doar cu aceste cuvinte pot explica ce se va întâmpla în următorul video, dar haideți fără spoilere, veți înțelege totul imediat. Autorul videoului a decis să le arate urmăritorilor cum să prindă șoareci acasă sau oriunde n-ar fi. Pentru asta nu e necesară o pregătire serioasă. E nevoie de un rezervor, în cazul dat o găleată, peliculă care poate fi plasată pe deasupra și multă hrană. Planul e următorul. Se fac niște tăituri prin care șoarecele ar putea să cadă înăuntru ușor, apoi se toarnă hrana și câteva semințe trebuie să rămână pe deasupra. Ah, am uitat! Ca șoarecii să ajungă sus, sunt necesare 2 mini-poduri. Apoi mama natură va face totul pentru voi. Șoarecii din interes vor urca sus și vor găsi acolo hrana. Imediat le vor transmite fraților toată această informație și fiecare va dori să mănânce din această mâncare delicioasă. Vor fi gata să coboare și jos pentru asta și urmează ceea ce eu numesc sentimentul de turmă. Văzând cum rudele sar jos una după alta, fiecare șoarece nou se va gândi că așa și trebuie să fie, că jos îi așteaptă ceva gustos, interesant, dar de fapt îi va aștepta doar o forfotă adevărată.
Așa ceva era posibil? Cam asta a fost reacția mea când am văzut următoarea capcană în acțiune. Înainte, mi se părea că nimic mai bun în capturarea peștelui nu există decât undița sau plasa. Metodele pe care le cunoaștem necesitau anumite abilități, inclusiv atenția și răbdarea. Acum urmează cel mai interesant. Varianta pe care o voi prezenta acum nu necesită nici una, nici alta. Pur și simplu trebuie să repetați după băiatul din video. Săpați o groapă de formă pătrată, faceți o intrare îngustă ca peștele să poată intra ușor și să nu mai poată ieși de acolo. Apoi puteți să mergeți să vă odihniți o oră sau chiar două. Când vă veți întoarce, rezultatul sigur vă va uimi. Uitați-vă câți pești au căzut acolo! Capcană pentru pisicile sălbatice. Cu toții ne-am obișnuit că pisicile sunt animalele noastre preferate care sunt mereu alături, gata să se topească în dragostea față de stăpân. Doar că la asta, din fericire sau din păcate, lumea pisicilor nu se termină. În natură există mulți reprezentanți sălbatici ai familiei care trăiesc în natură și nu vorbesc despre pisicile de lângă bloc, ci despre cele din pădure. Anume, pe acestea au decis să le vâneze oamenii. Vă zic deodată că nu trebuie să vă faceți griji. Au făcut asta nu cu scopul de a vinde sau mânca pisica, pur și simplu le era interesant să încerce capcana în acțiune. Ideea este simplă. Hrana este acoperită cu o scândură mică. De îndată ce va fi atinsă, motanul va fi prins în firul ce nu-i va permite să părăsească teritoriul. De la început, m-am uitat la acest video și am crezut că motanii i-au păcălit pe toți. Au reușit să mănânce din deliciu și să nu fie prinși, dar foarte curând, lăbuța motanului a fost capturată. Următoarea capcană despre care vă voi povesti a fost folosită pentru... omul singur habar n-avea cine va nimeri în ea. Era ca un fel de variantă universală care va putea captura orice prădător de talie medie. Ideea era super simplă și clară, dar ce mi-a plăcut mai mult e că era omenesc. După metoda clasică a fost săpată o mică gaură. Peste ea a fost instalată o ușiță din lemn și a legat totul cu ajutorul unui băț și a unei frânghii. De asemenea, a plasat în mijloc momeala, care era bucata de carne. Îi rămânea doar să aștepte că captura va merita munca depusă. Și care a fost mirarea autorului când l-a văzut pe pisoiul ăsta sălbatic și super drăguț? Tânărul prădător, prima oară în viață, avea să devină prada cuiva, într-o capcană din care nu putea ieși. Din fericire, autorul videoului nu-i dorea rău și doar l-a mângâiat pe micuț și s-a prefăcut că fuge de frică. Corect, și eu aș fi făcut la fel, căci va crește un prădător mare cu experiență. E bine să-ți asiguri o relație bună cu tipii ăștia de când îți mici. Acum, haideți să vorbim despre iepuri și să vedem cum putem să-i prindem. Cel mai important detaliu pe care trebuie să-l luăm în considerare este că toate speciile de iepuri, în afară de una, locuiesc în vizuine sub pământ. În afară de asta, dacă veți speria un iepure prea tare, poate să moară pe loc. De aia e important să faceți capcana sigură pentru sistemul lui nervos. Încă un moment important, ochii lor sunt deosebiți. Aceste ființe pot vedea ce se întâmplă în spatele lor fără să întoarcă capul. Având în vedere toți acești factori, autorul videoului a decis să prindă iepurele fix la ieșire din vizuina lui. Pentru asta a folosit un topor. Hei, hei, calm, nu vă faceți griji! A avut nevoie de topor nu pentru scopul la care v-ați gândit. El a fost doar în rolul de obiect greu. El a făcut o capcană care seamănă cu cea de la începutul episodului. De îndată ce iepurașul a ieșit din vizuină, a atins triggerul care a și cauzat activarea toporului. Încă o capcană pentru iepuri, dar mult mai avansată și efectivă. Este vorba despre un bunker cu câteva niveluri. Apoi trebuie plasată pe deasupra o cutie cu o coborâre ușoară care se va lăsa imediat ce iepurile va călca pe ea. Drept momeală este folosită o bucată de morcov lipită de carton. Asta va permite vânătoarea câtorva indivizi deodată. Credeam că acest plan nu va funcționa, dar uitați-vă la rezultat. Cu așa metodă, omul a prins 1, 2, 3... Mai pe scurt, deodată mai mulți iepuri. O capcană de top! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care capcană v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!